direcțiile, PMUD-ul ne stabilește direcții și le-au stabilit începând cu anul 2014. În momentul în care au luat deciziile pe respectivul plan, care este clar că trebuie reactualizat, reavizat, nu exista acest PNRR, Planul Național de Redresare. Noi am găsit acum așa o găsemniță, o scăpare. Să introducem în acest PNRR care a apărut ulterior, nici măcar nu ne gândeam că va exista acest plan, nu se vor da niște bani. Este logic că va trebui să schimbăm PMUD-ul când nimeni nu ne va aproba să achiziționăm aceste lucruri. Principiul de reședință de județ, prin acest PNRR, nu trebuie să facă nimic. Nu trebuie să fie nici măcar deștept să scrie proiect. Primesc 9 milioane de euro, moga. Deci, vin niște bani, așa luați băieți de aici, că e... Chiar să primesc moga bani. Deci, nu mă duc. Doamne, așteaptă că îți garantă, e lege, care spune că îți bani primește un... Experiența dumneavoastră se scoate cu sinecine astea. Păi, nu, pentru eu în merții. E spectaculos. Domnule, îi primim un moca banii ăștia. Noi trebuie să aprobăm astăzi o chestie care nu se încadrează în planurile noastre de dezvoltare. În acea PMUD. Va trebui să le reactualizăm. În schimb, eu vă pun o singură întrebare. Dacă mai știți în țara asta românească, în Republica asta România, o singură localitate care a renunțat la planul, la un proiect de plan operațional regional finanțat de trecut. Eu nu mai știu. Ai 80 de milioane de euro în mână și spun, nu, noi nu facem. Că nu știu ce s-a întâmplat. Dar erați confuză totuși. Întreb. Toți au probleme. Toți se lovesc de probleme. Cu timp, în primul rând. Dar am văzut zeci de proiecte care s-au fazat. Am avut probleme deosebite. A fost COVID în toată țara, nu mai era așa. Război în toată țara, război în Ucraina. Deci găsim soluții. Acum spunem că o rezolvăm așa, luăm niște, o aruncăm aici. Normal, am probleme. Cu toate că n-am văzut proiectul, nu e la mapă, dar e pe listă. Luăm și autobuze electrice. Luăm și autobuze electrice, nu spun că nu luăm. Numai că ceva ne scapă. De ce suntem noi singuri care nu putem? Dacă mai dați un singur exemplu în țară, cineva să spună, pas, nu vreau bani europeni, sunt pe înțeles, suntem doi năuci. Au rămas singuri năuci în țară asta.